Sunt foarte bucuroși că vă arătăm căsuța noastră, pentru că este bucuria noastră. Aici locuim de un an jumate și sperăm să vă placă. Sunteți la început. Da, suntem la început și tot ce vedeți, veți vedea în casa noastră, este făcut de către noi, cu mânuțele noastre și cu ideile noastre. Omul sfințește locul, așa că pentru Andrada, familia e întotdeauna pe primul loc. Înainte de a vă prezenta, vreau să vă fac cunoștință cu fiica mea, cu Ecaterina. Este prima ei apariție la televizor și Lazar, uite, este alături de ea, soțul meu. Ne așteaptă! Da, ne așteaptă. Fitica. Uite. Bine v-am găsit! Bine ați venit! Ecaterina, spune-i salut mami. Vrei să vorbești? Da, uite, și vă și zâmbesc. Știu că filmăm. Da, vă și zâmbesc. Bravo! Este cea mai mare bucurie din casa noastră. Suntem binecuvântați și sperăm să fie tot așa. Uite ce zâmbăreață este. Așa zâmbește tot timpul? Da, este foarte zâmbăreață, plânge foarte puțin, doar când este foame. Ești o mămică fericită. Da, păi suntem părinți fericiți. Suntem părinți fericiți și împliniți. Andrada și Lazar și-au amenajat casa în pandemie și au comandat aproape toată mobila de pe internet. Tot împreună au asamblat apoi fiecare piesă. Observ foarte multă culoare, verde, roz, crem, da, gri. Mi-am dorit să fie ceva vesel și culori așa mai neutre, nu știu, culorile astea ne plac nouă. Mie special îmi place culoarea gri. Ne-am gândit să o combinăm cu ceva care să se potrivească. Am ales scaunele să fie verzi, sunt din același material din catifia. Vreau să vă prezint și bucătăria unde bucătăria. Eu chiar gătesc. Gătești? Da. În pandemie mi-am descoperit pasiunea și pentru gătit. Ce îți place să gătești? Pare impecabilă bucătăria ta, n-aș zice că aici se gătește. Da, ne-am dorit să fie deschis și ne-a plăcut foarte mult această nuanță de MDF. Vreau să spun că toate ușile sunt aduse din Italia pe comandă. Am urcat apoi la etaj, unde chiar am avut parte de o surpriză. Jumătate din suprafață este doar dressing-ul. Unde intrăm prima oară? Te duc în dressing. Asta e partea mea. De când am stabilit filmarea, mi-a spus că am un dressing mare. Este impresionant. Bine ai venit în lumea mea. Și chiar este. Da, este mare, cum spuneam, mi-am dorit ca toate lucrurile să fie vizibile atunci când sunt pe grabă, să nu trebuiască să întorc toate dulapurile și să știi că este foarte confortabil. Nu e nevoie să întorc nimic, este foarte ușor, dar nu am fost rea, i-am dat un colț un pic, și lui Lazar. Și soțului? Da. Da, i-am împărțit și lui, ba chiar... Un pic și fetițele. Da, da, și mă gândesc... Ai grijă să o lichisești, uite câte lucruri da, pentru fetițe, da. Doamne! Dragostea Andradei pentru portul tradițional se vede și în garderoba ei. Costumele ei populare sunt aranjate frumos și sunt destul de prețioase. Aici este averea mea. Costumele mele populare sunt din trei părți folclorice, să-i spun așa, zone folclorice. Da? Da, pentru că eu sunt din Satu Mare, dar mama mea este maramureșancă. Da, sunt foarte vechi. Ba chiar în asta a fost bunica mea mireasă. Da. Asta este din arată Stăpânța. Mea. Vreau să mai arăt ceva foarte valoros. Asta a fost ia soacrei mele de când a fost mireasă. Deci tu ai cumva toate rochile de mireasă da. Din... Da, 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 dar sunt destul de scumpe, adică o cămașă de genul cred că depășește suma de 7-8.000 de lei, care este atât de veche și ca model și ca tot. Totuși, ca la orice femeie, probabil, cel mai mult loc în dressing îl ocupă rochiile și pantofii. Aici avem partea elegantă. Rochile pe care da. Trebuie aștept să le văd. Să le, da, și să le port și eu la evenimente. Sunt rochii nepurtate. Câteva dintre ele, da. Aceasta mi este foarte dragă. Majoritatea sunt făcute pe comandă, pentru că îmi place să fie mai diferit. Asta mi este foarte dragă. Am filmat și un videoclip cu ea. În jur de 2000 de lei. Cam așa. Asta este la fel. O rochiță foarte frumoasă. Este creată de către un designer de la noi. Asta cât a fost? Tot așa în jur de 2000 ceva de lei. Vreau să arăt această vestuță care tot așa a fost creată special pentru mine. Aceasta este destul de scumpă, cu siguranță. Cred că depășește 1000 de euro. Pentru că este... Usută cu foarte multe da. Morgele. Da, da. Și este
special creată. Care sunt poșetele tale, piesele de rezistență dintre poșetele tale? Păi asta este o poșetă de... care mi este foarte dragă. Asta pot să zic că este mai valoroasă. Mai sunt, uite, o poșetă care o am din America. Am fost acum 5 ani, dacă îmi amintesc bine. Și da. Jos ți-am remarcat o parte. De... Da, aici sunt doar elegante. Ăștia și ăștia sunt. Ăștia sunt cei mai dragi, aș putea să-i spun. De valoarea lor nu știu, dar nu mai țin minte exact. Din cauza dressing-ului uriaș, dormitoarele sunt ceva mai mici. Peste tot predomină argintiul. Este un dormitor simplu. Ne-am dorit să fie cald și să ne simțim noi bine. M-am drăgostit de acest fototapet pe care l-am pus împreună cu Lazar înainte să nasc cu câteva zile. Doamne. Da, noi doi. Patul este adus pe comandă din Italia. Și patul ai adus din Italia. Da, da, și este foarte confortabil. Ne-am dorit mereu să avem un pat ca la hotel înalt. Toată casa este pe argintiu. Cred că doar holul este cu puțin auriu. În rest totul este cu argintiu. Nu știu, pur și simplu așa ne-au plăcut. Le-am combinat toate. La început de la lustră, noptiere, comodă. Ba chiar și cuvertura, uite, are argintiu. Și mai vreau să te duc în dormitorul fetiței noastre. I-am creat un colț așa al ei. Pe când va crește, o să o decorăm așa cum își dorește ea, dar noi am dorit să creăm ceva neutru, nu să fie doar asta roz și alb. E prima cameră pe care, de fetițe, pe care nu o văd roz, o văd doar cu detalii roz. Da, acolo am un tablou special. Tot așa, din ziua în care s-a prima născut. Prima voastră poză? Da, prima noastră poză. Poartă chiar și titlul O minune este de-a viață, a cântecului pe care l-am creat special pentru ea. O minune să dai viață și cu drag să ții în brață ale dragostei rod curat, de cer binecuvântat.